Astra Giurgiu a înregistrat cea de-a treia înfrângere consecutivă după ce a pierdut meciul de sâmbătă cu CFR Cluj. Pentru giurgiuveni, înfrângerea nu a venit singură, ci și cu o despărțire înainte de termen. Claudiu Belu ajunsese la un acord cu FCSB și urma să se alăture echipei lui Becali în această vară după expirarea contractului dintre acesta și Astra. Despărțirea însă a venit mai devreme după declarațiile făcute de Belu imediat după partida CFR Cluj Astra Giurgiu. Nu s-au terminat problemele, în 15 zile facem iar 3 luni. Nu s-a terminat nimic, când o să avem banii la zi, atunci o să se termine problemele. Acum am primit pe luna decembrie. Imaginează-ți cum e să iei un salariu la 3 luni. E greu să te întreții, să ajuți familia, e greu să faci orice, a declarat Claudiu Belu. După această declarație, pe site-ul oficial al Astrei Giurgiu a apărut un comunicat în care au fost precizate următoarele. De comun acord, conducerea, jucătorii și antrenorul au stabilit înainte de începerea play-off-ului ca primele aferente sezonului regulat să fie plătite la zi, iar în termen de o lună restanțele salariale. Chiar înaintea primului joc din play-off s-au plătit primele. În contradicție cu această înțelegere, jucătorul Claudiu Belu a avut un punct de vedere diferit de cel al colegilor și, ținând cont de situația sa contractuală, cele două părți au decis rezilierea amiabilă a angajamentului care expira la finele actualului sezon. Acesta are astfel posibilitatea să se pregătească alături de clubul cu care a anunțat deja că are un angajament valabil din vara acestui an.